Te salut, sunt Gabriel Radu și vreau să-ți urez bun venit în programul gratuit Focus pe Succes. Pentru astăzi, subiectul propus de membrii comunității se referă la gândirea în afara cutiei și cât de mult te poate ajuta. Probabil și tu ai auzit de conceptul out of the box, adică a gândi în afara cutiei. Acest concept este important să fie înțeles într-o perspectivă clară. În caz contrar, se reduce doar la o metaforă drăguță care spune gândește în afara cutiei. De aceea, pentru început, este fundamental de stabilit ce se află în interiorul cutiei și ce se află în afara cutiei. Ei bine, în interiorul cutiei sunt de fapt gândurile tale, experiențele tale, convingerile pe care le ai. Acolo este practic tot ceea ce mintea ta deja cunoaște. A gândi în afara cutiei înseamnă a gândi mai departe decât ești obișnuit, înseamnă a gândi la nivel mai mare, înseamnă a gândi la un nivel complet diferit de modul în care ai gândit până în prezent. Partea interesantă este că cu cât mai mult vei gândi în afara cutiei, cu atât cutia ta va deveni din ce în ce mai mare. Să știi că în cele mai multe situații, problemele mari sunt generate în interiorul cutiei, iar soluțiile bune sunt în afara cutiei. Problema este în interior, iar soluția este la exterior. De aceea, dacă vei gândi la fel ca și până acum, adică în interiorul cutiei, nu te vei distanța prea mult de viața ta din trecut. Cât timp vei continua să gândești în interiorul cutiei, vei face lucrurile în aceeași manieră ca și până acum și vei obține aceleași rezultate ca și până acum. Așa că iată ce îți recomand. Nu presupune că soluția la problemele tale este de tipul out of the box. Verifică, convinge-te că așa este. Și în continuare îți voi da 3 indicatori de verificare. Așadar, primul indicator, soluția implică un efort mental considerabil. Va trebui să faci o evaluare profundă a situației, iar aici îți recomand 2 instrumente de lucru. Primul instrument. Răspunde concret la următoarele întrebări. 1. Ce vreau cu adevărat? 2. De ce vreau acel lucru? 3. În ce direcție mă va conduce dacă îl realizez? Al doilea instrument. Ce zone importante din viața mea vor fi influențate și cum? Iată cele mai importante zone în care ai putea face analiza. Bani, dezvoltare personală, casă, familie, sănătate, carieră, relații. Al doilea indicator. Trebuie să ai un plan de acțiune cu obiective clare și termene limită. Hai să privim realitatea față în față. Deciziile mari care să producă o schimbare semnificativă în termen de rezultate nu funcționează fără un plan de acțiune prin care să ai imaginea clară a călătoriei tale spre rezultate. Al treilea indicator. Nu ai certitudinea că vei reuși. De fapt, un raport real de 70% este unul foarte bun. Pentru că a gândi și a acționa în mod diferit față de cum ești obișnuit, întotdeauna vine cu o anumită doză de reținere privind șansa de reușită. Pe de o parte vei trăi sentimentul de frică că vei eșua, pe de altă parte entuziasmul că vei reuși. O singură idee importantă vreau să-ți mai transmit. Nu trebuie să gândești în afara cutiei pentru tot ce se întâmplă în viața ta. Nici nu este recomandat să faci asta și nici nu vei putea să faci asta. Important este să gândești în afara cutiei pentru acele evenimente și situații din viața ta care, într-adevăr, au o influență semnificativă de schimbare a rezultatelor. Îți doresc mult succes!